Marian Drăgulescu este primul român care s-a întors de la Tokyo. N-a luat medalie și se retrage. Larisa Iordache va lupta și într-un picior pentru titlul olimpic. Drăgulescu a fost primit bine la întoarcerea în țară, are 40 de ani și aceasta a fost ultima lui olimpiadă. Cu siguranță, în momentul de față, da, am spus că anul acesta mă voi retrage. E rândul nostru, după ce ne lăsăm de performanță, să venim să punem umărul la reconstrucția sportului românesc, de ce nu? Culmea, noul campion olimpic de la Tokyo poate da lovitura cu săritura Drăgulescu și nu e Drăgulescu. Veți vedea că săritura Drăgulescu va fi cu siguranță la cel puțin 3 sportivi în finala. Accidentată după ce s-a calificat în finala la bârnă, Larisa Iordache nu se poate antrena timp de 3 zile la Tokyo. De azi, într-o săptămână, este finala. Sperăm să se recupereze și să reușim să facem o figură frumoasă în final. Larisa are foarte mari șanse la bârnă, este aparatul ei preferat. Sper doar glezna să o țină. Asta este și visul ei, dar și pentru asta o pregătim și noi, să reușim o medalie.